Da, înainte de a începe, deci vă rog să vă prezentați, așa câte unul. Așa. Da, o să vă stăm. Eu sunt Manoria Andreea, am 17 ani, sunt elevă în liceu în Mihai Berezovski. Am auzit de acest proiect, să zicem, de la dirigenta mea, care ne-a trimis tuturor elevilor un document în care se... să-mi prezint informații despre acest eveniment și am văzut, am observat că este exact ceea ce mă interesează pe mine și sunt foarte bucuroasă de faptul că sunt astăzi aici. Da, mulțumim! Bună ziua, mă numesc Juc Laura, sunt elevă în clasa 12-a a Liceului Teoretic Vasile Alexandrin, orașul Călăraș. Am aflat despre acest proiect, cum se spune, de la profesorul de informatică și sunt dispusă să aflu foarte multe lucruri. Да, мацанцы. Здравствуйте, я буду говорить на русском языке, потому что у нас русский лицей, и мне очень приятно здесь находиться. Меня зовут Урса Валерия, я 10 класс лицея имени Александр Сергеевич Пушкин. Об этом проекте я узнала, когда наш завуч пошел и говорит, вы реальники, вы должны это знать. И мне действительно очень интересно о новых каких-то изобретениях, потому что я действительно интересуюсь разными изобретателями. Изобретение. Да. Вот. И для меня это честь здесь находиться, потому что я как бы являюсь лицо своего лицея, и мне очень приятно иметь дело с такими важными людьми. Спасибо. Спасибо. Назила я сам Павла Покша, с Министерства публика Теотуэ Тарбек. А мне это и чем оплатить на портал Диштир. Sunt la Oman și mă plictisesc pur și simplu, chiar am scos toată programa și sunt foarte mulțumit de asta și am vrut să îmi place să studiez mai mult matematică și științe exacte, deci așa am vrut să vin acest curs. Mulțumim! Eu sunt Sima Evangelica, clasa 12 teoretic Spruharet și am venit la cursul multidisciplinar pentru a înțelege perspectivul viitor și tot ce se întâmplă ca pare. Da, mulțumim! Bună ziua, mă numesc Stroia Vladimir, studiez în liceu teoretic pentru de activene start. Auzind din acest curs, am înțeles că îmi place și din și am zis să aplic. Mulțumim! Bună ziua, mă numesc Alexandru Bonar, din liceu teoretic pentru de start și am venit să aflu ceva nou. Mulțumim! Mă numesc Andrei Eugen, sunt elev în clasa 11-a, a liceului teoretic Nicolae Nicas, orașul Strășeni. Am auzit despre acest proiect de la profesoara mea de fizică și toate că nu sunt mungați la profil real, am venit în acest să ne verific puterile în acest domeniu. Da, mulțumesc. Mie mă întreb, mie ce lucrați la acest proiect care vreau să vă știu. Am zis proiectul. Da, mulțumim. Doamna Cipășan, spuneți câteva cuvinte. Da, da, eu o să vă spun câteva cuvinte. Deci, am avut o plăcere să citesc dosarele dumneavoastră, CV-urile, documentele, actele adiționale care mi le-ați trimis, prin care mi-ați convins că sunteți foarte buni, că aveți interes față de știință, față de cercetare, față de ceea ce este nou și ne vom strădui lucrurile care vă interesează, despre care ați știut sau poate despre care nici nu ați bănuit, să le prezentăm în acest curs de prelegeri. Deci aveți o foiță distribuită, următoarea prelegere va avea loc aici, în campusul Universității Tehnice, dar în blocul vecin, va fi susținută de către academicianul Ion Bostan și va fi exact despre inovații, invenții, inginerie. Deci cum apare o idee în mintea omului, este enigmatic, de unde se ia acea idee, cum apar gândurile acestea și cum de la această idee, uneori poate, care pare foarte fantastică, se ajunge la implementare. Apoi vom muta prelegerile noastre în campusul de la Telecentru, pe strada Academiei, unde sunt situate mai multe institute de cercetare.
Prima va avea loc în incinta Institutului de Chimie. Toată informația aceasta veți primi-o prin mail. Deci va fi susținută de către academicianul Tudor Lupașcu. Și dacă iată, titlul primei prelegeri, îl vedeți, se referă la nanotehnologii. Deci vom reveni la nanomateriale în această prelegere, numai că din alt aspect. Cunoașteți că avem, zicem, problema globală a protejării mediului, foarte activ sunt implicați și tinerii și o să aflăm ce contribuție aduc cercetătorii noștri în soluționarea acestei probleme, utilizând noi nanomateriale elaborate aici în Republica Moldova. Și de asemenea, deci tot utilizarea nanomaterialelor în soluționarea unor probleme de sănătate. Pentru cei care sunt îndrăgostiți de matematică, academicianul Mitrofan Ciobanu ne va vorbi despre matematică, care noi mai mult o percepem ca ceva abstract. Sunt și eu matematician, dar toată viața noastră cotidiană, de fapt, este înconjurată și plină de matematică, de asta vom vedea ce înseamnă matematica între abstract și real. Și prelegerea academicianului Mitrofan Ciobanu va fi complementată și printr-un discurs care se referă la inteligența artificială, rețele neurale, învățarea automată, ceea ce este foarte important azi și cele mai așa fantastice, aș zice, lucruri se întâmplă grație rezultatelor cercetărilor în aceste domenii. Apoi, la Institutul de Microbiologie o să ne povestească despre culorile biotehnologiei moderne. Sunt lucruri foarte interesante la nivel micro, care, sincer, nu le cunosc nici eu. Cu plăcere o să merg împreună cu dumneavoastră să văd ce fac colegii noștri de la microbiologie. Colegii de la zoologie ne vor vorbi despre fauna terestră, iar cei de la geologie și seismologie, lucruri extrem de interesante despre enigmele Pământului și, în particular, deci, acele mici bucățele de pământ, Republica Moldova, unde locuim noi cu dumneavoastră. Cu titlul de excepție, prima prelegere o avem în zi de duminică, adică astăzi, 1 martie, toate celelalte sunt planificate pentru zilele de sâmbătă. O să vă remitem orarul. Ultima este pe 11 aprilie, înainte de vacanța de Paști, fiind începând cu următoarea sâmbătă, adică 18 aprilie, sunteți deja în vacanță. Și pe 2 mai vom avea o mică ceremonie de înmânare a diplomelor de participare, da, certificatelor de participare. Pentru cei care vor rezista cursul până la sfârșit și vor fi împreună cu noi. Deci, bun venit la acest curs, sunt convinsă că veți afla lucruri noi, interesante, care o să vă ajute să vă alegeți calea pentru viitor, dacă încă nu ați făcut această alegere, sau să vă confirmați în alegerea care ați făcut-o. Da, mulțumim! Nu, cu Doamne ajută, începem. Deci noi o să ne stăruim cât mai succint, fiindcă ideea este a doua parte să mergem în laborator și pe viu să vedeți deci, cum se studiază unele obiecte și chiar experimente de, așa, într-un laborator, într-un centru modern. Deci, de multe ori noi ne întrebăm, într-adevăr, nanotehnologia ne schimbă viața noastră, fiindcă se vorbește mult și sunt multe exemple, dar vreau să vă spun chiar pe parcursul a 20 de ani, foarte multe lucruri s-au schimbat. Dacă la intersecția secolilor trebuia să-ți iei cu tine deci un laptop, o videocameră, un aparat fotografiat, un deșteptător și multe chestiuni, acum este de ajuns
ca să iei deci un iPhone cât de cât modern și practic, ai totul cu tine și legătura cu toată lumea. Deci vreau să vă atrag atenția că un iPhone cât de cât modern are o putere de procesare mai mare decât tot programul Administrației Naționale Aeronautică Spațială din Statele Unite, NASA, deci, care a organizat zborurile spre lună. Știți că au fost 6 aterizări pe lună între anii 69-72. Adică s-ar părea că n-a trecut mult timp, dar tehnologiile au avansat pur și simplu într-un mod așa uluitor. Personal am avut posibilitatea să văd și primul televizor japonez, elaborat circa 100 de ani în urmă. Deci este un muzeu în orașul Hamamatsu, în Japonia. Deci, iată aici, vedeți o comparație a unui salt tehnologic din 1960, firma Sony. Deci un televizor portabil, un aparat TV portabil. Și ceea ce avem noi astăzi, cu display flexibile, deci multe lucruri care într-adevăr arată că tehnologiile au avansat și, în primul rând, vreau să vă spun, multe lucruri au avansat din cauza nanotehnologiilor. Și ceea ce avem noi într-un mobil astăzi, telefon mobil, aici nanotehnologiile, adică au fost implementate la maximum. O să vorbim despre câteva probleme. Problemele acestea o să le discutați și în unele prelegeri de cursul acestor două luni. Deci, dacă vorbim de planeta noastră, 4 miliarde jumătate de ani, vârsta Tierei, vreau să menționez că noi stăm, de fapt, pe o scoarță, pe o poșghiță. Știți cum ar fi o poșghiță de gheață pe râu și mergi pe râul acesta și dacă temperatura nu este prea scăzută, deci atunci este pericol să te prăbușești. Și, de fapt, în centrul Pământului noi avem 5.000 de grade Celsius, ca la suprafața Soarelui. În centru e stare solidă, compoziția mai mult fier, dar din cauza presiunilor înalte, în centru e solid, dar următoarea este deja în stare lichidă. Deci, poate o să am posibilitatea asta aici, nucleul solid, aici lichid, mai departe vine mantia și, în schimb, și în final scoarța terestră, aici vreo 7-8 km, dacă suntem la ocean, sau până la 70 de km, dacă avem scoarță solidă. Deci, din cauza și construcției și faptului că noi mai influențăm asupra Pământului, numai deci explozii nucleare, teste nucleare au fost probabil deja mii. Deci, desigur că avem și dezastre naturale. Iarăși, eu, de exemplu, am fost în Stockholm și am avut probleme să revin, fiindcă avioanele nu zburau și n-au zburat în toată Europa o săptămână din cauza că a erupt un vulcan mic în Islanda. Dar și profesorii din Islanda spuneau că dacă era erupția unui vulcan mare, pur și simplu avea să se întunece pe tot globul pământesc. Deci, în Japonia, în martie 2011, mă rog, cine ține minte, a fost într-adevăr un dezastru și iată, toate acestea arată că noi trebuie să dezvoltăm noi tehnologii. Și nanotehnologiile permit să venim cu absolut noi abordări, inclusiv ceea ce ține și de dispozitive, de materiale noi și mai departe. O altă problemă cu care noi ne confruntăm este populația Pământului. Și vreau să vă atrag atenția că 8.000 de ani înainte erei noastre, pe planeta noastră trăiau doar 5 milioane de oameni. Primul miliard a fost atins în anul 1800, iar astăzi noi avem 7,8 miliarde. Savanții au calculat că Pământul poate să hrănească circa 7 miliarde în regim normal. Asta înseamnă că noi deja consumăm și ceea ce le-ar reveni generațiilor viitoare.
Și, într-adevăr, deci, are loc epuizarea resurselor tradiționale de energie. Cunoaștem toți lucrul ăsta, deci aici așa o estimare. Și are loc poluarea mediului înconjurător. Deci deja sunt insule în oceane, insule din plastic. Și desigur că toate aceste probleme trebuie soluționate. Trebuie soluționate, în primul rând, de cercetătorii științifici. Are loc încălzirea globală și anul acesta noi la Chișinău practic n-am avut zăpadă. Deci asta e un rezultat al încălzirii globale și este o problemă în care trebuie să găsim soluții, că de altfel, în viitor apropiat, o să apară dificultăți foarte mari legate de faptul că ghețarii o să se topească și multe alte fenomene. Deci, consumul excesiv, se taie pădurile, iată aici, așa, schematic, e arătat spre ce noi mergem și întrebarea este a fi sau nu a fi în viitor. Problema aceasta, sau problemele acestea, sunt discutate la cel mai înalt nivel, în fiecare an, în octombrie, în Kyoto, în Japonia, are loc o conferință în care se discută deci posibilitățile de găsire, de identificare a soluțiilor pentru civilizație și fiind la una din aceste conferințe câțiva ani în urmă, deci prim-ministrul Japoniei a făcut referință la știință și a menționat că doar prin dezvoltarea științei și a tehnologiilor moderne noi avem șanse să supraviețuim. Revenim la nanotehnologie. Ce înseamnă nanotehnologiile și de ce ele sunt importante? Nanotehnologiile înseamnă manipularea sau modificarea dirijată a materiei la nivel atomic, molecular sau supramolecular, de obicei de la 1 la 100 nanometri. Vreau să vă atrag atenția că un nanometru are 10 angstrem. Deci un nanometru sau jumătate de nanometru caracterizează distanța dintre atomi în corpuri solide. Deci foarte interesant este că la dimensiuni de nanometri, materia, substanțele își schimbă proprietățile. Și iată aici, vedeți, materiale modificate sau fabricate la nivel atomic sau molecular au proprietăți unice și se comportă diferit față de materia convențională. Și acest comportament rezultă din doi factori. Suprafața relativ mărită și noi efecte cuantice. Suprafața relativ mărită, vedeți de aici, iată, dacă noi avem deci, câțiva atomi împreună, adică spunem în centru doar un singur atom și cât în jurul lui. Deci vedeți aici la numărul de atomi total și numărul de atomi la suprafață. Și vedeți că 92% de atomi sunt la suprafață. Dacă mărim volumul, spunem, particulei, atunci numărul de atomi la suprafață scade, iar numărul de atomi în volum crește. Adică dacă ne ducem la dimensiuni foarte mici, practic toți atomii sunt la suprafață. Și asta înseamnă că suprafața joacă un rol foarte și foarte important. Iată aici vedeți cum depinde de dimensiunea particulei, câți atomi sunt în volum și câți atomi sunt la suprafață. Deci la dimensiuni de nanometri proprietăți sunt diferite. Aurul la dimensiuni de nanometru, deci se topește practic la temperatura camerei. La dimensiuni de nanometri, carbonul este de 100 de ori mai trainic decât oțelul. Lucrul ăsta este foarte important, fiindcă o să vă discutăm mai apoi, a fost descoperit grafena, care este format dintr-un singur strat de atom. Deci, repet, carbonul la 100 de la dimensiuni de nanometri este mult mai trainic decât oțelul. Aluminiul la dimensiuni de nanometri este explozibil.
La dimensiuni de nanometri se intensifică proprietățile catalitice și fotocatalitice ale materialelor oxidice. Adică ce înseamnă proprietăți catalitice? Are proprietăți de catalizator a unor reacții chimice. Deci, ceea ce avem noi astăzi, iată, este arătat aici cândva, vreo 40 de ani în urmă, avem un laborator întreg. Astăzi, un iPhone are deci, proces de posibilități de procesare și caracteristici mult mai înalte decât un laborator întreg. Și asta se datorează, în primul rând, micșorării dimensiunilor, dispozitivelor pe chip. Nu, noi vorbim de scheme integrate. Și dacă, de exemplu, în 71, deci de un dispozitiv pe chip avea 10 micrometri, deci astăzi noi vorbim deja de 7 nanometri și în 2021 de 5 nanometri. Deci, repet, 5 nanometri sunt 50 de angstremi. Deci, un nanometru e o milionime din milimetru. Desigur că aceste dispozitive nu se văd cu ochiul liber, dar ele se construiesc și se vizualizează, desigur, sub microscopi puternici. Astăzi o să aveți posibilitatea să vedeți și așa un microscop. Deci, datorită micșorării dimensiunilor are loc un proces de integrare a zeci și sute de milioane de dispozitive pe chip. Repet, dimensiunile se micșorează, iar performanțele dispozitivelor cresc. Tot aici vedeți deci, numărul de calcule pe secundă raportate la 1000 de dolari, deci cum a evaluat și deci aici sunt lucruri foarte interesante pentru că deci noi am atins deja, spunem, creierul unui șoarece după această caracteristică, deci dar până la creierul capacitățile, performanțele creierului uman încă avem mult de studiat și de parcurs. Dacă ar fi un supercomputer cu performanțele echivalente cu cele ale creierului uman, el ar consuma energie, vedeți, de 10 la puterea 9 W, un gigawatt. Deci, nu, vreau să vă atrag atenția că totul se măsoară și în caracteristici performanță, dar și în cost. Se raportează la cost. Deci, sume enorme de bani sunt alocate în lume studierii creierului. Este ceva fantastic și eu aș spune că este o creație a naturii de unicat. În creier avem 100 miliarde neuroni și mai avem 100 trilioane de conexiuni între aceste neuroni. Cel mai interesant că creierul nostru cu așa performanță consumă energie doar de 12 W. 12 W asta o lumânare, când arde noi avem 12 W. Nu ca să comparăm, deci din greutatea corpului dar 2% aparține creierului, dar din procesele metabolice avem 20%, de 10 ori mai mult, deci și iarăși se vorbește că iată avem computere, supercomputere care se apropie de departe de creier. Și iată aici e scris în limba engleză foarte frumos: "The brain can make us fall in love, whereas the computer is still at the stage of the face recognition." Cine a înțeles? Și e o diferență colosală. Deci, savanții lucrează și a forța lumina să vină pe chip, dar asta înseamnă, lumina asta sunt unde electromagnetice, asta e ca o lebădă care zboară și are aripi foarte mari. Și trebuie de forțat ca ea să meargă pe cărărușe de nanometri. Adică de forțat această lebădă să-și strângă aripile și savanții au reușit să elaboreze deci cărărușe care de fapt sunt cărărușe din metal la intersecție, la interfață cu materiale de electrice și prin aceste nanocărărușe
lumina se propagă și practic undele electromagnetice, lumina vine pe chip și face aceste dispozitive nano-optoelectronice mult mai performante. Vreau să vă atrag atenția că în principiu nanoparticulele au fost folosite mulți, mulți ani în urmă, deci încă erau în biserici medievale. Dar, desigur că, în mod, eu aș spune, empiric, ajungeau la utilizarea nanoparticulor din aur și deci, sticlele care conțineau aceste particule aveau diferite culori. Aici este scris, vitralii în biserici medievale, glazuri în ulăria antică erau realizate cu ajutorul plasmonelor. Deci se are în vedere că în aceste particule metalice noi avem plasmoni. Plasmonii sunt oscilații colective ale electronilor. Nu ceea ce e electron, dumneavoastră știți. Plasmon e pur și simplu un oscilație colective. Iată, fiecare dintre dumneavoastră individual, deci sunteți un elev. Puteți să vă apucați de mâini și să jucați o horă împreună, asta deja o să fie un plasmon format din elevi. Deci, ce este interesant, că în funcție de dimensiunile particulelor, schimbă culoarea. Și mai evident, vedeți aici, nanocristale din cadmiu selen. Și deci ele sunt iluminate cu ultraviolet și vedeți luminescența. Și interesant că în funcție de diametru puteți să obțineți orice culoare din spectrul curcubeului, roșu până la albastru. Adică proprietățile materiei obiectelor depind nu numai de compoziția chimică, dar depind și de dimensiuni. La dimensiuni de nanometri schimbă brusc proprietățile acestor materiale. Au loc efecte cuantice, efecte legate de restricția spațială a electronilor. Și iată ceea ce vedeți aici, de fapt, este anume deci, un rezultat al dependenței proprietăților de dimensiuni. Deci, dacă vorbim de istorie, profesorul Feynman din Statele Unite ale Americii, laureat a Premiului Nobel în 59, la o lecție publică în Statele Unite, deci a expus ideea că există un spațiu enorm la nivelul atomelor. Puțin au înțeles atunci ce are în vedere, dar se are în vedere că dacă noi avem capacități să lucrăm la nivelul atomelor, avem un spațiu enorm. Și de fapt, iată, în mobilele moderne, noi avem un spațiu enorm. De ce? Pentru că avem miliarde de dispozitive. Aici avem miliarde de nanodispozitive. Este un spațiu enorm? Deci, în 1974, profesorul Taniguchi, în premieră, a utilizat termenul nanotehnologiei. Mai departe au fost inventate microscoape, microscopul tunel, microscopul de forță atomice, avem la centru, deci în 91 au fost descoperite nanotuburile din carbon, în 99 prima monografie despre nanomedicină, în 2000 președintele Clinton a inițiat prima inițiativă nanotehnologică, de fapt a fost primul program în nanotehnologie din lume. A luat exemplu Europa în 2002, primul program în nanotehnologii în programul cadru 7 european și în 2004 a fost descoperit grafenul sau grafena și așa se folosește, deci membrana constituită dintr-un singur strat de atom de carbon. Noi o să discutăm puțin despre aceasta. Iată aici în 59 profesorul Feynman a spus, de ce nu putem scrie cele 24 de volume ale enciclopediei britanice pe vârful unui iac? Și vreau să vă spun că astăzi deja ne apropiem de această posibilitate. Deci, și noi folosim toți stick-uri, flash, cum le mai numim, da? Și ele devin tot mai performante și mai performante. Deci, ăsta datorită faptului că avem posibilitatea să înscriem informații în volume foarte mici. Ne apropiem deja când vom înscrie în fiecare atom. Fiecare atom va fi purtător de informații. Deci, nanomateriale noi. O să vorbim despre grafit, grafen, aerografit.
Și noi toți știm că grafitul are o structură stratificată și noi când trecem cu creionul pe o foaie de hârtie, acolo rămân straturi de grafit. De ce? Între aceste straturi, legătura chimică este foarte slabă. Se numește legătura van der Waals. Iată, ea este foarte slabă și de ce când trecem cu creionul pe hârtie, rămân straturi. Și iată doi fizicieni, Game și Novoselov, ei sunt din Cernogolovka, s-au născut acolo, deci în Rusia, au lucrat și s-au dus în Occident cu ideea că dacă am putea noi să scoatem un singur strat, un strat alcătuit dintr-un singur, deci o membrană alcătuit dintr-un singur strat de atom, să o scoatem, să lucrăm cu ea. Deci teoricienii, inclusiv Landau, 100 de ani în urmă, au demonstrat că un strat uniatomar nu este stabil din punct de vedere termodinamic. Deci, bine, teoricienii uneori se greșesc și iată, Game și Novoselov au demonstrat că un strat uniatomar poate să existe și pentru aceasta, în câțiva ani, au primit premiul Nobel. Deci în 2010. Mai sunt balonașe de carbon, iarăși a fost un premiu Nobel pentru aceste balonașe, adică un singur material, carbon, dar în câte forme, pur și simplu este foarte interesant. Iată aici eu am spus că Landau și Peierls, 85 de ani în urmă, au demonstrat teoretic precum că termodinamica nu permite formarea cristalelor bidimensionale. De multe ori, cercetătorii cred în așa prezice, și se greșesc, de fapt. Adică, până la urmă, experimentul demonstrează și de aceea este foarte important ca să vină în cercetare persoane absolut noi, care deci, nu cred în ceea ce, din punct de vedere, eu știu, teoretic, cândva s-a demonstrat și cercetează și de multe ori demonstrează și chiar descoperă lucruri absolut noi. Deci, iată, din nanotuburi din carbon se fac țesături și aici este un steguleț și o să vă demonstrăm cum acest steguleț reproduce sunetul și chiar melodii, dar asta mai apoi. Deci, și o să vă arăt exemple de cum, de exemplu, putem evita aglomerarea nanoparticulelor. Deci nanoparticule se atrag între ele. Dacă avem nanoparticule și ele nu au sarcină electrică, neutre, atunci ele se atrag. Este așa o interacțiune de pol-dipol. Și iată, vedeți, cum, și faptul că ele se atrag nu este bine din punct de vedere al aplicațiilor, fiindcă, de exemplu, noi chiar acum studiem interacțiunea nanoparticulelor cu celulele vii. Nanoparticule penetrează în celulele vii și prin aceste nanoparticule noi influențăm asupra proceselor din celulele vii. Dar când ele interacționează, se atrag și formează așa clustere, practic deja nu mai putem să studiem. Și a apărut problema cum să evităm această aglomerare. Și iată, noi am folosit un material, se numește aerografit, deci niște microtuburi, adică aici avem microtuburi cu diametru de mai mulți micrometri, lungime zeci de micrometri, un material care a fost deci elaborat de partenerii noștri din Germania și am folosit acest material pentru a depune nanoparticule. În cazul de față din nitrura de galiu. Nitrura de galiu este al doilea material în micro-nanoelectronica modernă. Și atât vedeți cum noi am depus aceste nanoparticule pe copacul acesta din aerografit și atunci nanoparticule sunt prinse de acest copac și nu mai are loc aglomerarea lor. Această lucrare care a fost publicată în 2015 a atras atenția cercetătorilor și iată vedeți în cazul nostru și în cazul mugurilor pe un copac, adică este deci, o analogie. Și este o metodă de a evita aglomerarea acestor nanoparticule. Bine, aici aveți exemple cum nanoparticulele depunem pe suprafețe. Deci aici aveți un exemplu
cum exemple rezultatele noastre pe copertele revistelor internaționale. Deci aici, pentru prima oară, am elaborat nanomembrane în baza nitrurii de galiu. Intrați, vă rog, intrați, intrați. Deci aici am elaborat un... o microsubmarină care este formată din nanotuburi, din titanul 2. Și la iluminare, microsubmarina se mișcă în lichide, mai mult decât atât, această microsubmarină poate să prindă particule, nanoparticule, microparticule să le și are loc transportarea lor dirijată. Deci asta e revista Small, o revistă prestigioasă din lume și vedeți chiar pe copertă, deci rezultatul nostru. Deci și mai multe rezultate pe care le vedeți aici. Deci unele aplicații ale nanotehnologiilor în viața de toate zilele, vedeți aici information technology și medicine, energy, deci aici consumer goods diferite. Vreau să vă atrag atenția că nanotehnologiile și nanoparticulele, nanomateriale, penetrează practic în toate domeniile. Iată, aici să vedem cum, deci, cu timpul apar tot, deci, noi și noi aplicații ale acestor nanomateriale. Aici exemple concrete în produse alimentare, vedeți reproiectarea ingredientelor, producerea aditivelor nutriționali, deci generează culori și arome, deci ambalaje inteligente, adică ambalaje care vă arată dacă, de exemplu, produsul care e înăuntru e de calitate sau nu e de calitate. Așa că deja producătorul nu poate să mai ascundă. Da, să trișeze, da. Deci, mă rog, filtre pentru purificarea apei, diferite acoperiri cu funcții. Nu, vreau să menționez că acum se elaborează acoperiri, de exemplu, care deja nu mai dau voie sunetul să treacă, adică, mă rog, deci multe alte proprietăți. În medicină, noi de câțiva ani am început să lucrăm, într-adevăr, e un front foarte, foarte larg. Și ceea ce îl studiem acum e deja, deci, transportarea unor substanțe medicamentoase la celule bolnave, concret, adică nu celelalte din jur rămân absolut neafectate. Desigur că toate aceste tehnologii, ele cu timpul vor fi implementate, dar când e vorba de medicină, se merge cu pași încet. Eu spun că ne grăbim încet, fiindcă totuși este vorba de viața oamenilor. Vedeți și acum cu virusul acesta, coronavirus, deja sunt unele date că s-a elaborat ceva în Statele Unite, ceva s-a elaborat, dar totodată menționează că va dura cel puțin un an. De ce? Pentru că va trece procesul de testare, pentru că orice medicament poate să influențeze pozitiv într-un sens, dar în alte sensuri negativ și de ce durează. Nu, calitativ, cum vedeți aici, creșterea nanotehnologiilor, aici deja noi intrăm în market foarte serios, deci noi acum suntem în 2020, iată, am trecut de, sau suntem încă la etapa rapid advancement și așa și este, deci numărul de lucrări în nanotehnologie este impresionant. Și vreau să vă spun că au apărut noi rechini. China, care încă vreo 15 ani în urmă era în a doua dintre țări, acum, după numărul total de lucrări, întregi Statele Unite deja, deci în reviste internaționale. Iată aici puteți să vedeți cum este dezvoltată lumea noastră. Deci, noi suntem pe lângă Marea Neagră, Europa, Statele Unite, vedeți, în primul rând, iată, partea aceasta. Știți de ce noaptea?
Deci, cu cât mai luminos, cu atât înseamnă că și industria este mai dezvoltată și, în general, viața mai intensă. Vedeți Japonia aici. Puteți să vă uitați la același lucru și, deci, în așa versiune. Și vreau să menționez că Frank Wilczek, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2004, deci a scris că știința modernă și tehnologia au putere de a modela lumea în care trăim, în bine sau în rău. Și desigur că noi trebuie să facem totul ce depinde de noi ca să schimbăm lumea în bine, fiindcă tehnologiile moderne pot fi folosite și pentru elaborări de armament, și pentru elaborări de virus foarte agresiv și așa mai departe. Dar eu cred că totuși civilizația va rezista și va avea înțelepciunea de a schimba lumea în bine. Deci knowledge moves the world, dacă ai tehnologiile respective, cred că ați înțeles în ce constă sensul la deci, acest slide. Și acum noi o să trecem la lucruri foarte concrete, ceea ce mai apoi o să vedeți și în laborator. Dar dacă reușim, eu vroiam totuși să vă demonstrez... Da, o să fie în PDF, da, o să fie în PDF. Așa, deci... În afară de aceasta se face imprimarea video, care o să fie pasată pe site-ul Academiei. O să puteți asm.media. Iată, v-am arătat acel steguleț care e deci construit din nanotuburi de carbon. Deci a fost elaborat în China, de cercetători din China, și iată, la o conferință internațională în state au demonstrat acel steguleț și întrebarea mea o să fie să identificați ce melodie este interpretată. Dragoste din tei. Deci vreau să vă spun că în viitor, bine, haina noastră o să cămașă, o să joace rolul de multe roluri. Deci și temperatura cămașei o să depindă de temperatura mediului înconjurător, deci și densitatea cămașei va depinde de temperatura mediului înconjurător și dacă o să fiți la deci, discotecă, poate cămașa să fie mai transparentă, o să fiți la lecție, să nu o să fie transparentă. Și multe lucruri, adică astea sunt haine inteligente. Deci, și noi intrăm în, iată ați văzut, în deci, creșterea exponențială a pieței de produse nanotehnologice. Deci, ceea ce ține de exemplu concret, noi să ne oprim la aerogalnit. Aerogalnitul a fost elaborat de la Centrul Național de Studii și Testare a Materialelor, deci o să aveți posibilitatea să faceți cunoștință astăzi. Deci este un material artificial și vreau să vă spun că noi am fost inspirați de natură și înainte de aceasta două exemple de tehnologii, de materiale care de fapt natura le-a elaborat. Iată aici aveți exemplu cum deci, deci cum vede, spunem așa, un liliac
un șoarece zburător, deci, sau un delfin. Deci, aici sunt pur și simplu emanate unde ultrasonore care se reflectă de la obiect înapoi și el vede, deci, aceste unde care sunt reflectate și construiește imagine la ceea ce vede. Adică, eu aș spune că e total altă abordare decât o avem noi. Noi, de exemplu, deci vedem, dar vedem în spectru vizibil. Adică dacă e întuneric absolut, noi nu vedem. Dacă absolut întuneric, noi nu vedem. Noi depindem dacă avem lumină. N-are importanță de la soare, lumină artificială, dar noi depindem de lumină. Noi lumină nu vedem. Deci un delfin nu depinde de lumină. Pentru că el este un generator de unde, el generează unde, care cad pe obiect, sunt reflectate și în rezultat el vede obiectul. El este absolut autonom, nu depinde de lumină. Mai este un aspect. Noi vedem într-o regiune spectrală, spectru vizibil, frecvenți foarte mari. Dar, de exemplu, comunicăm între noi în alt diapazon spectral, unde ultrasonore. Noi doar când vorbim unul cu altul, sunt unde ultrasonore. Unde sonore. În cazul de față, vedeți că deci, și identificarea obiectelor, intrați, și identificarea obiectelor, și comunicarea între delfin, de exemplu, are loc în același deci, regim spectral. Este vorba de unde ultrasonore. Și încă un exemplu de tehnologie care natura însuși a elaborat-o, deci în pustiu, și aici vedeți o insectă care ziua stă ascuns acolo, deci în nisip, cât mai adânc, cu atât mai bine, dar are nevoie de apă. Ce face dimineața? Pe răcoare, iese deasupra, deci și are capacitate să facă ca pielea, spunem așa, are o temperatură puțin mai scăzută decât temperatura mediului ambient. Și atunci, dimineața, o ceață mică și are loc condensarea picăturilor pe corpul acestei insecte. Și construcția este de așa natură că aceste picături care se formează au o singură cale în gura insectei. Deci acolo e cărărușe hidrofile, în jur hidrofob și pe cărărușele acestea hidrofile picătura se scurge și nimerește deci, în gura insectei. Deci o tehnologie care natura a elaborat-o și, desigur, exemple de felul acesta sunt foarte multe. Aerogalnitul sau aerogalien. Repet, nițura de galiu este al doilea material al electronicii moderne, după siliciu. Este un nanomaterial inspirat de natură și ca să înțelegeți de ce a fost inspirat de natură, noi o să vă demonstrăm câteva spunem, situații din natură. Aici avem o insectă care merge pe apă. Nu-i nimic, deci așa ieșit din comun, noi vara vedem pe lacuri, iazuri, cum insectele se aleargă pe apă și desigur că am vrea și noi să aleargăm pe apă. Deci ele se țin pe apă și aleargă pe apă din cauza că picerușele au proprietăți hidrofobe, resping apa. Hidrofob înseamnă că respinge apa, nu iubi apa. Din cauza aceasta, deci și se mențin pe apă. O să vedeți, iată, o așa insectă, cum, cât de elegant se mișcă pe apă. Și nu numai se ține pe apă, dar vâslește și poate să caute prada și așa mai departe. Deci, încă un exemplu, aici avem o insectă care nu numai se ține pe apă, dar, adică, piciorușele au proprietăți hidrofobe, resping apa. În schimb, tălpile sunt hidrofile. Tălpile sunt hidrofile. Ce înseamnă hidrofil? Iubește apa. Adică,
tălpile sunt lipite de apă, cu alte cuvinte. Și atunci o să vedeți cât de frumos și elegant această insectă zboară dintr-un capăt al lacului la celălalt capăt. Iată acuși, o să vedeți cum scoate aripile. Și zboară. Dar, în schimb, tălpile sunt lipite de apă. Adică alunică pe apă. În rezultat, ea se mișcă dintr-o parte a lacului în alta cu un minimum de energie consumată. Deci, este iarăși o elaborare a naturii. Nu mai vedem o dată, fiindcă e ceva foarte frumos. A schia pe apă, cu alte cuvinte. Ce frumos, într-adevăr. Frumos, da. Și asta natura a elaborat. Fără a avea proiecte științifice. Da. Și încă un exemplu de comportament al insectelor. Sunt așa numitele furnici de foc. O furnică de foc nu poate înnota, adică dacă cade în apă, se înneacă, moare. Ce fac furnicile de foc în cazul inundațiilor? Se apucă de lăbuțe și formează un covor plutitor. O să vedeți video cât de frumos. Iată, vedeți cum ele se țin de lăbuțe și plutesc împreună. Și nu numai, deci toată bogăția o salvează. Iată, au ajuns la mal. Un exemplu pentru oameni. Și iată, noi, practic, am luat exemplu de la furnicile de foc, vedeți cum ele formează, și am deci, elaborat insecte artificiale, vedeți, cu patru picioare, deci și aceste insecte, de fapt, fiecare picior, asta e un microtub, dar grosimea pereților e de nanometri. Și iată, deci, aceste microtuburi se atrag între ele și formează deci o plută, un covoraș plutitor, și în cazul furnicilor, noi lucrul ăsta o să-l vedem. Iată, deci dacă aruncăm așa o insectă artificială pe apă, trei picioare vor fi pe apă, evident, și un picior se uită spre noi, asta la microscopul electronic. Dacă avem, de exemplu, sute și mii de așa insecte, deci ele se atrag între ele, formăm un covoraș, iată, vedeți așa un covoraș aici, covorașul acesta este plutitor, mai mult putem să plasăm o picătură destul de grea pe acest covoraș. Covorașul deci este destul de trainic. Mai mult decât atât, dacă plasăm o picătură prea grea, covorașul formează deci, o gaură și, iată, vedeți, lichid colorat aici se scurge. După ce s-a scurs o parte din lichid, deci se închide gaura și covorașul plutește mai departe. O să vedeți cum acest covoraș putem să-l mișcăm cu ajutorul câmpului electric. Acest bețișor este încărcat cu sarcină, deci pe apă. Noi îl mișcăm pe apă. Sau în cazul când pe acest covoraș mai avem o picătură de lichid colorat. Și atât vedeți, același lucru, cu ajutorul câmpului electric, noi putem să mișcăm acest covoraș. Însuși covorașul ce dimensiune are? Păi, vedeți, ăsta e un centimetru. Da, de asta și-am întrebat, că am văzut hârtie milimetrică. Da, da, noi special am folosit hârtie milimetrică ca să avem idei despre dimensiuni.
Dar, repet, covorașul este format din, din componente care au dimensiuni de micrometri, iar grosimea pereților la componente e de nanometri. Până la urmă este un nanomaterial, dar un nanomaterial care are un grad de porozitate, adică acolo o cantitate infimă de material. Practic, noi avem 99% aer. Deci, dar totodată un material care are proprietăți pur și simplu absolut noi și proprietăți deci, care nu au fost observate la alte materiale și o să mai vorbim despre lucrul acesta. Iată, dacă noi iată, să strângem mai multe insecte artificiale împreună, formăm iată așa un material. Deja am menționat că are un grad de porositate foarte mare, adică noi îl vedem ca un material în volum, dar de fapt cântărește deci, aproape zero. Și vedeți, iată, asta e pe o floare de păpădie. Deci dacă te uiți, firișoarele acestea de păpădie practic nu se îndoaie sub ei. Adică el are o densitate foarte și foarte mică. Este un material extraușor. Deci o densitate specifică foarte, foarte mică. Deci iată cum arată el aici, vedeți, nu, eu aș spune că se aseamănă cu o bucată de mămăliguță. Deci, și iată, dacă noi plasăm o picătură de apă pe acest material, vedeți însăși forma acestei picături, arată că noi avem un material hidrofob. Adică respinge apa, că dacă ar fi hidrofil, ar absorbi picătura de apă. Dar, cel mai interesant, că e și hidrofob, și hidrofil concomitent. În același timp, avem și proprietăți hidrofobe și hidrofile. Iată, deci, la o conferință povesteam despre lucrurile acestea și am zis, dar cum e posibil? Ori respinge, ori atrage. Dar aici și respinge și atrage în același timp. Și într-adevăr, în același timp și respinge și atrage, noi acum și o să vedem cum. Deci aici vedeți deci, la interacțiune cu lumina, are loc o împrăștiere foarte puternică a luminii. Deci după ce noi am publicat în februarie anul trecut această lucrare, ea a fost observată de portalul Physics World, din Marea Britanie și atât au apărut comentarii despre materialul nostru. Și, deci, vedeți, iată, dacă plasăm o picătură pe material, deci asta e în realitate, în realitate luat. Deci, demonstrează proprietățile hidrofobe, adică respinge picătura. Iar dacă avem materialul acesta pe apă și încercăm să scoatem materialul de pe apă, atunci apa e lipită de material și noi ridicăm materialul, iar aici apare o coloană de apă. Iată, avem materialul aici care demonstrează proprietăți hidrofobe și același material aici demonstrează proprietăți hidrofile. Cu alte cuvinte, dacă apăsăm materialul spre apă, o să fie proprietăți hidrofobe. Dacă din contra vrem să scoatem de pe apă proprietăți hidrofile, adică același material, aceeași substanță apă, dar în funcție apăsăm spre apă sau scoatem de pe apă, deci proprietățile sunt absolut diferite. Desigur că am explicat toate aceste procese. Iar aici Physics World, deci printr-o imagine, a arătat ambele proprietăți, adică aici picătura demonstrează proprietăți hidrofobe, picătura sus, iar faptul că aici se formează o coloană de apă când vrem să scoatem de pe apă, proprietăți hidrofile. Vă atrag atenție încă o dată, este primul material artificial care concomitent demonstrează și proprietăți hidrofile și proprietăți hidrofobe. Deci aici vedeți cum încercăm să scoatem de pe suprafața apei materialul. Ăsta este un bețișor încărcat cu sarcină și el atrage aerografitul și nu aerogalnitul, atrage
Și în rezultat vedeți cum se formează coloana aceasta de lichid. Iată aici vedeți formarea coloanei de lichid. Mai vedeți și aici. Totul are loc în 0,70 secunde. Deci aici e luat în diferite perioade de timp ca să vedeți. Și vă atrag atenția, aici e hidrofil. Adică noi vrem să scoatem de pe apă. Dar când cade înapoi, deja are loc sub atracția pământului, materialul presat spre apă și apa fuge. Iată, vedeți în jur, apa fuge, se vede deja. Acum și o să vedeți video. Dar video aici nu o să vedeți nimic pentru că e prea repede. De ce? Noi o să repetăm de 15 ori mai încet. Și o să vedeți tot procesul. Iată, vedeți, când el cade, acolo se, apa fuge. Dar când se ridică, apa se ține lipită. Da, da, da. Ok, iată proprietățile hidrofile, o să le studiem și utilizând vasele comunicante, asta dumneavoastră cunoaște ce înseamnă. Vase comunicante, asta înseamnă că aici avem același nivel al lichidului. În cazul nostru am închis aici deci cu materialul acesta aerogalnit și scoatem lichidul de aici. Scoatem, dar aici nu se... e lipit. E lipit de aerogalnit. Noi la început, când am văzut că cu un ac procurat la farmacie nu reușim, am găsit un ac sovietic mai lung, ca în filmul, era într-un film. Da. Și acum o să vă demonstrăm. Mai repetăm o dată experimentul ăsta. În limba engleză e hydrophilic debating. Deci, încă o dată, scoatem lichidul, dar, după cum vedeți, rămâne lipit în brațul stâng. Și atunci am găsit un ac mai lung, ca să, totuși, să trecem de valoarea aceasta de prag și să reușim. Iată, acum o să vedeți cum... Exact. Vedeți legile fizicii, domnul academician, toți i-au învățat când vasele comunicante lichidul se află la același nivel. Da. Vedeți? Dacă am atins valoarea de prag, am rupt. Și at faptul că deci am realizat acest experiment și am determinat când noi rupem lichidul, ne-a dat posibilitate să calculăm cu precizie forța specifică care lichidul se ține de aerogalnit aici. Deci, experiment simplu, dar eu aș spune foarte frumos. Foarte frumos. Și de obicei, uneori, ce e simplu e și genial. Aici e dată explicație și atât vedeți în cazul nostru să luăm aici. Dacă noi apăsăm materialul spre lichid, atunci apa fuge din cauza că peretele extern este hidrofob. Peretele extern al acestor piciorușe este hidrofob. Dar dacă noi vrem să rupem materialul de pe apă, să-l scoatem de pe apă, atunci deja proprietățile peretelui intern aici determină comportamentul. Și vedeți cum se formează deci o coloană de apă. Adică dacă vrem să-l rupem de pe apă, o să avem o coloană de apă, adică practic apa e lipită de material și asta din cauza că peretele intern este hidrofil. În cazul în care apăsă, deci apa fuge de material din cauza că peretele extern este hidrofob. Deci același material, dar două proprietăți, eu aș spune, absolut diferite. Deci,
chiar absolut diferit. Ei, vă mai demonstrez ceva foarte interesant. Deci, am îmbrăcat o picătură de apă în aceste insecte artificiale. Deci, iată, vedeți schematic în secțiune. Deci, în jur avem aceste insecte artificiale. Picătura îmbrăcată în așa cămașă, deci o vedeți, înăuntru e lichid, ea plutește pe lichid. De fapt, este un micro reactor, aș spune, deci putem să studiem înăuntru diferite reacții chimice, putem să studiem înăuntru interacțiunea dintre celulele vii. Deci, vă atrag atenția că aceste insecte artificiale sunt biocompatibile. Nitura de galiu, aerul galien, este absolut biocompatibil. Și acum o să vedeți cum iată o picătură îmbrăcată în această cămașă din aerul galnit. Deci o strângem între două sticluțe, facem din această picătură o plăcintă și ea este destul de elastică, adică își revine. Asta e foarte important ca să poți lucra cu această picătură în diferite condiții, eu știu, extreme deci, și așa mai departe. Deci aici o să vedeți cum această picătură îmbrăcată în aerul galnit deci se mișcă în câmp magnetic. Adică noi avem posibilitatea să dirijăm cu mișcarea acestei picături atât cu ajutorul câmpului electric, cât și cu ajutorul câmpului magnetic. Irina, telefonați, spuneți că vreo 10 minute, cred că sunt negociți. Iată, vedeți aici o picătură îmbrăcată în aceste insecte artificiale și am adăugat o substanță volatilă. Are loc deci, evaporarea acestei substanțe volatile și din cauza că evaporarea în diferite direcții este diferită, are loc un gradient al deci, tensiunii superficiale și gradientul tensiunii superficiale și duce la faptul că are loc mișcarea acestei picături. Repet, picătură de apă îmbrăcată în cămașă de aer galnit care se mișcă pe apă. Mișcarea aceasta se poate de observat ceasuri întregi. Deci, mai mult decât atât, noi am reușit să modelăm forma acestei picături și am elaborat picături care demonstrează mișcări de rotație. O să vedeți acum. Deci aici avem rotații de până la 750 rotații pe minut. Deci este, repet, un microreactor și faptul că el se rotește, desigur din cauza gradientului tensiunii în suprafață, dar faptul că avem rotații ne dă posibilitatea să studiem comportamentul deci în regim de rotație, de exemplu, comportamentul celulilor în această picătură, interacțiunii celulilor și așa mai departe. Cu atât mai mult că vreau să vă atrag atenția că unele componente ale corpurilor vii au diferite forme. O să vă demonstrez un exemplu și formele acestea deci, sunt generate în rezultatul rotației. Cred că vedeți, e prea multă lumină, dar se vede.
Iată, deci, aici un exemplu. Asta e deja, eu am luat de literatură, formă elipsoidului care se primește în rezultatul rotației. Deci, de la formă deci, rotundă până la elipsoid, în rezultatul rotației. Și iată, ceea ce am demonstrat noi aici, că dacă luăm un material în volum aerogalnit, o bucată, spunem, de aerogalnit, și începem să o supunem deci, unei comprimări, pe aici, iată, vedeți o singură comprimare, deci, și vedeți comportamentul care este 10 comprimări. După 40 de comprimări, deja partea plastică a fost scoasă și rămâne material absolut elastic. Material elastic, adică dacă noi comprimăm și decomprimăm, deci el se comportă ca un material absolut elastic. Și atât lucrul ăsta ne dă posibilitatea să demonstrăm că materialul acesta, într-un câmp electric neuniform, deci se comportă foarte și foarte interesant și ar putea să fie folosit la elaborarea diferitor dispozitive, de exemplu microroboți și așa mai departe. Deci acest bățișor este încărcat cu sarcină. Iar aici vedeți comportamentul la o bucățică de aerogalnit. Desigur că toate aceste comportamente au explicații, pur și simplu. Eu nu mă opresc asupra fenomenilor, că de altfel noi nu am mai reușit să vizităm laboratorul. Și repede două exemple. Materialul acesta care a fost elaborat chiar recent, deja deci am demonstrat că absorbe foarte eficient undele electromagnetice, iată în regiunea 8-12 GHz. Și ce asta înseamnă? Asta înseamnă că de fapt putem să avem, de exemplu, deci un buzunăraș pentru mobilul nostru și dacă o să fie acolo, deci el o să fie absolut protejat sau putem să îmbrăcăm, deci să avem draperii din un strat de aerogalnit și atunci deci nimeni nu o să poată primi informații de aici la noi. Nu știu, este interes și în aceste aplicații. Același lucru pentru regiunea terahertz. Deci o absorpție foarte puternică a undelor terahertz. Și este, de fapt, după datele care noi le avem, unul dintre cele mai eficiente materiale pe ce ține de absorpția undelor terahertz. Deci aici terahertz shielding, properties shielding, deci a ecrana undele. Nu, și noi avem un proiect care e finanțat de programul Orizont al Uniunii Europene. Deci, în acest proiect avem parteneri, atât pe cum vedeți, din Suedia, din Marea Britanie, din Germania, din Italia, dar aici avem un centru european. El este administrat de Bruxelles, dar fizic se află la nordul Italiei. Și atât două zile în urmă, profesorii trebuiau să vină că aveau lecții aici cu studenții și din cauza coronavirusului, deci lor le-au interzis să zboare, și am avut o videoconferință. Prin videoconferință au făcut acele prelegeri. Știți că în Italia acum coronavirusul. Da, și deci noi suntem aici, iată, Moldova, Republica Moldova și un partener din Israel. Iată, deci un consorțium, deci iată, asta e pe scurt ceea ce ține de nanotehnologie, informații la general și ceea ce ține de elaborarea unui nanomaterial absolut nou, aerogalnitul, material care a fost elaborat chiar recent,
Interesul față de acest nanomaterial este foarte mare. Repet, este primul material artificial care are proprietăți duale, proprietăți hidrofile și hidrofobe, și atrage apa și respinge apa concomitent. Eu sper că acele videoclipuri v-au convins că așa și este. De ce întrebări aveți la mine sau la toți reprezentanții echipei de organizare? Cât timp? Nu, să le aplicați în practică. A, păi nu, deci asta e clar că durează. Noi suntem acum la etapa când demonstrăm utilitatea materialului în diferite domenii. Și desigur că, iată ce ține de ecranarea, aici probabil că mult mai repede se poate de implementat. Ce ține de medicină, de exemplu, aici va dura mai mult timp, pentru că medicina e clar. Dar ecranare față de iată, undele electromagnetice, aici e relativ repede, fiindcă pur și simplu ține de organizarea unei produceri în masă a materialului. Deci orice elaborare nouă, costul depinde, să vorbim despre un dispozitiv, de exemplu. Am elaborat un dispozitiv. Dacă producem 10 dispozitive, costul va fi foarte mare. Dacă producem 10 milioane, costul va fi mai mic. Și dacă producem 100 de milioane, costul va fi și mai mic. Și e clar de ce. Adică când se produce în masă, prețul scade brusc. De ce totul trebuie să... Și este foarte important ca deci aceste implementări, cu atât mai multe în acest domeniu, ele să fie totuși la scară europeană. De ce? Fiindcă noi reprezentăm o țară mică și piața la noi tot este mică. Deci, de ce este foarte important ca noi să fim competitivi și ceea ce propunem să fie întrebat nu numai în Călăraș și Strășeni, dar să fie întrebat și în Europa. Și atunci avem șansă să reușim. И у вас, например, была какая-то идея, например, вот этот проект соединить вместе с госунивером. У нас была экскурсия, и они показали новый аппарат, который привезли с Европы. Там они, получается, в 3D, там есть микроскоп, который в 3D показывает вот эти наноматериалы, да, и полупроводники. Я думаю, что если вы соедините эту идею, будет очень хорошо. Ну, собственно, вот мы идем к тому, чтобы создать национальные платформы, то есть платформы технологии коммуни, чтобы мы использовали и оборудование, и весь потенциал совместными усилиями вообще разрабатывали, потому что вот Республика Молдова маленькая, и если разобраться, то не так много и научных групп, и оборудования, кстати, немного, то есть что-то у них есть, что-то у нас, что-то, а если вот в Европе уже это технологические платформы, они очень развиты, и у нас, например, вот я показывал, что есть партнер из Италии. На самом деле это Joint Research Center, это центр Европейской комиссии. Он просто физически находится там. Но это инфраструктура, которая используется всей Европой. То есть научные коллективы из стран Европейского Союза могут использовать эту инфраструктуру. Это уникальное оборудование, там на пересечении нанотехнологий и биомедицины. Вот. И нет смысла создать такие инфраструктуры в каждой стране, потому что это дорого. Создали одну, очень мощную,
и другие научные группы, заинтересованные в использовании, используют. То же самое мы. Мы вот только вернулся, наш докторант после 6-месячного посещения вот Joint Research Center на севере Италии. Он вернулся вовремя, потому что еще 2 недели был бы там. Остался бы там. Да. Ну, да, да. Ну, это, смотрите, мы в принципе имеем возможность. Но в принципе avem posibilitatea să dirijăm cu aceste proprietăți, adică să deci forțăm ca el să demonstreze preponderent proprietățile hidrofobie, de exemplu, sau invers. Și dacă, de exemplu, deci elaborează o cămașă care o să fie pentru un copil, și deci e clar că în cazul acesta este dorit ca acest material să aibă proprietăți hidrofile și să absoarbă lichidul. Deci, adică asta poate să fie o proprietate. A doua proprietate, iată, materialul acesta, el poate să se miște pe suprafața apei și să facem așa ca el, de exemplu, să aibă proprietatea de a absorbi deci, substanțe lichide de pe suprafața apei. Deci, și el poate să facă lucrul ăsta. Și materialul acesta, repet, e 99% aer. Adică capacitatea de absorbție este foarte mare. Și mai mult decât atât, acest material are proprietăți deci, fotocatalitice. Adică poate să se miște pe suprafața apei, să strângă microbii și nu numai să-i strângă, dar sub acțiunea luminii și să-i descompună bacterii, de exemplu. Nu da, pentru că dacă e aprins o bacterie, deci mai departe, sub acțiunea luminii, de proprietăți fotocatalitice, în asta își constă. Că deci o să descompună substanțe organice. Și atunci bacteria respectivă va fi prinsă și descompusă, adică ucisă, cu alte cuvinte. Nu, vreau să spun că idei sunt foarte multe și posibilități sunt foarte multe. Trebuie pas cu pas de demonstrat și de utilizat. De plus, domnul academician, mă iertați că intervin, ceea ce domnul academician a demonstrat deja, iată, acel transport dirijat al picăturii. Deci ați pus un medicament pe cătura aceasta și dirijat prin vasele sanguine, acolo îndreptați în corpul uman, anume ca să atingă ținta. Cu ajutorul unui câmp magnetic. Da, da. Deci e ceva fantastic, fiindcă, haideți, dacă luăm cancerul, da, se face chimioterapie, radioterapie și așa mai departe, dar de rând cu marea problemă în tratamentul cancerului, de rând cu celulele bolnave afectate de cancer, sunt afectate și cele sănătoase. Deci trebuie să transmiți direcționat, fără a distruge celulele sănătoase. Deci o problemă, dacă se rezolvă până la capăt, un rezultat extraordinar pentru toată omenirea ar fi. Deci, noi acum ne vom ridica la etajul 3, la Centrul Național de Studii și Testare Materialelor. Acolo deja sunteți așteptați. Deci, știți unde, da, dumneavoastră? Cineva de la centru este? Nu este. Bine. Găsiți, da. Vreau să vă întreb. Ceva, poate o cauză să descoperiți acest material, să inventați acest material. Poate este o cauză, un motiv? Nu, noi suntem permanent în căutare.
Și ideea a apărut în rezultatul la faptul că am observat comportamentul în natură al insectelor, cum ele interacționează între ele. Desigur că în cazul nostru trebuia să avem deci, componente la dimensiuni de nano pentru a avea această atracție între, și pereții sunt de grosimi de nanometri. V-am spus că microtuburi, dar pereții grosim de nanometri și are loc atracție și se formează, iată, acea plută care ați observat-o. Desigur că deci, unele lucruri noi deci, le-am demonstrat observându-le poate puțin întâmplător, dar când am observat, mi-am amintit că în literatură am observat așa ceva la insecte. Și, iată, știți, procesul de creație, deci el uneori e greu să-l explic și uneori e foarte greu, pornești și deodată nu vezi unde să ajungi. Mai ales când pornești ceva absolut fundamental. Deci, pot să vă vin cu un exemplu, academicianul Sviatoslav Moscalenko, la Institutul de Fizică Aplicată, în anii 60 a prezis un fenomen absolut nou, din punct de vedere teoretic. Și asta a fost în începutul anilor 60. Și în 2014, în Statele Unite, au elaborat un tip de laser absolut nou, în baza fenomenului, care a fost prezis de academicianul nostru, atunci nu era academician, ce-i drept, deci la începutul anilor 60. Și desigur că, mă rog, a fost laureat al premiului de stat al Uniunii Sovietice, și, dar iată, așa se dezvoltă știința și de ce scopul nostru este ca să vă atragem atenția la frumusețea științei și în cercetarea științifică acum deci sunt foarte multe probleme importante pentru supraviețuirea civilizației. Repet, pentru supraviețuirea civilizației. Aici puteți face o carieră de succes. La sigur, dar cu o singură condiție. Trebuie de muncit foarte mult. Deci trebuie de vorbit limba engleză, fluent, pentru că toată literatura e în limba engleză. Trebuie de citit mult, trebuie să învățați a vă orienta. Avem un ocean de informații, iată. Când eram eu student, nu era oceanul de informații. Mă duceam la biblioteca Mifi Moscovski, inginer de fizic, tot lucram la bibliotecă. Da. Astăzi, deschideți internetul, un ocean de informații. Totul nu puteți asimilați. Pur și simplu este imposibil. Și de ce este foarte important, în primul rând, să vă clarificați ce ar fi interesant pentru voi. Fiindcă succes poți să ai numai atunci când îți place foarte mult ce e cu ce te ocupi. Când ești îndrăgostit până la urmă. Ce. Deci, pentru că dacă nu este această pasiune, nu o să fie acea dăruire și atunci nu vor fi acele succese. Dar fotografia e făcută. Deci, de ce noi vă atragem atenția la faptul că în cercetare științifică astăzi se solicită cadre tineri, dar foarte bine pregătite. Aici puteți avea o carieră de succes garantată, dar pentru aceasta trebuie de lucrat foarte și foarte mult. Acel care își pune un scop, până la urmă reușește. Exemple sunt foarte, foarte multe. Deci au fost laureați al premiului Nobel care cu o idee care fiecare dintre dumneavoastră putea să o genereze. Dar pur și simplu a trebuit să muncească foarte mult să demonstreze. V-am spus de Game și Novoselo. Nu, bine, au demonstrat că un singur strat de atom există.
o membrană de, formată dintr-un singur strat de atom există. Ideea e la suprafață aici. Nu trebuie să fii geniu ca să formulezi așa o problemă. Dar să ai, deci acea, eu aș spune, insistență să demonstreze. Și doi japonezi, trei japonezi, iarăși au primit premiul Nobel pentru insistență. Deci în anii, iată, Nitu Radigale am vorbit, al doilea material acum în nanomicroelectronică, deci a fost studiat în anii 70, anii 80, în a doua jumătate a anilor 80 s-a ajuns la concluzia că materialul, din punct de vedere tehnologic, nu are perspective. Și majoritatea echipelor din lume au oprit, au sestat aceste cercetări. Și doar două echipe în Japonia au fost foarte insistente, deci, și au continuat studiile ca în vreo 5-6 ani să demonstreze că în baza la nitrura de galiu se poate de elaborat LED-uri de culoare albastră. Era o problemă foarte mare. Atunci erau surse de lumină roșie, surse de lumină verde, eficiente, și erau probleme mari cu surse de lumină albastră. Iar dacă noi avem trei culori, practic avem tot spectrul. Și trebuia, deci asta era o problemă foarte mare. Și atât ei au avut curajul și insistența să nu sisteze cercetările, au demonstrat și au devenit laureați a premiului Nobel. Trei japonezi. Așa că trebuie să aveți insistența japonezilor. Nu, dar de ce nu? Deci, poșta mea electronică, adresa este aici. Dacă aveți vreo întrebare, scrieți prin poștă electronică și poate cineva dintre dumneavoastră să continue să se implice în viitor în cercetare științifică. O să aveți posibilitate să vă faceți o carieră la nivel european, fiindcă nu, vedeți, noi lucrăm în proiecte europene, doctoranzii noștri vin, pleacă, acum pur și simplu coronavirusul, dar asta o să fie, de 2-3 săptămâni. Cum temperatura va fi mai mare de 20 de grade, coronavirusul trebuie să dispară, pentru că moare la temperaturi mai mari de 20 de grade. Așa că totul va fi temporar. Eu vă mulțumesc, vă doresc succes. Domnul președinte, am vrut să vă rugăm, iată, sub acest banner, Viitorul Republicii Moldova, împreună cu domnul președinte, vă facem o poză. Cine știe trebuie când o să mai aveți? Ca să încăpiți. Centrul Național de Studiu și Testare Materialelor. În general, ați văzut până acum, domnul Tineanu a demonstrat că diferite materiale, reprezentând despre aerodaunii, despre posibilitățile sau ce este noi ne ocupăm. Deci, în mare parte, aici la centru noi ne ocupăm din nanostructurarea materialelor și materialelor semiconductoare. Pentru ca să folosim structuri, dimensionalitate redusă și să vedem proprietățile lor mai departe, în calitate de senzori, senzori de lumină, senzori ultraviolet sau proprietățile fotonice, pentru electronic, poate fi interesant, fie cunoscut transistorii sau toate elementele de chip în telefoane și în computerii, integrare foarte mare mai de formă.
sau pentru biomedicină, deci aplicații de derivă. Pentru asta ne trebuie microscop foarte puternic, ca să vedem la scară, la scară mică, adică mărim foarte mult ură. Și unul dintre metode sau microscop, iată, e microscopul electronic balear. Asta e dispozitivul care se deosebește de microscopul optic, noi atunci trebuie în alt laborator, o să vedeți și microscopia optică. Dar o să fie mai cunoscut de la, nu știu, de la biologie sau de la... Acolo unde pe microscopia optică, o rază de lumină o vezi pe suprafață, apoi se reflectă de la suprafață, cu ajutorul ocularului, lentilă, focalizează lumina, prin noi. În microscopie electronică sunt mai diferit situația. Pentru noi avem lumină, dar avem electroni. Avem un flux, un flux de electroni care lovesc suprafața și limită. E o rază de electroni care se emite de la un filament. Un filament arată ceva de genul ăsta, dar cu textul de cunică. Acolo unde e același filament de Wolfram, unde între două forme se aplică tensiuni relativ bas, un curent mare de aici, până când filamentul ajunge la incandescență, se răsește și încep să emită. O să emită lumină, care noi o folosim. Acum mai sunt tot mai mult de economic. Dar a fost foarte des acolo. Sau, totodată, el emit și electroni. Acum sunt trei concurenți foarte mari, deci de la această țărulită de Wolfram care este în platformă, se emit, emit electroni. Electronii ăștia care se emit sunt accelerați într-un câmp electric în dispozitiv. Iată, trec într-o coloană, aici e filamentul, eu acum care am schimbat. Era defectat și din cauza asta sunt. Sau, el are un cadet, poate-l cadet în detaliu. Se strică și în noi. Deci, se emite electronic și se accelerează în câmp electric. Dar câmpul electric e destul de înalt, în jurul de kilovolt. Câțiva kilovolt, 10, 20, microscopii de transmisie, chiar sute de kilovolt. Poate fi 300 de kilovolt, tensiunea de accelerare a electronilor în, în interiorul microscopului. Pe urmă se trec printr-o apertură, printr-o găurică foarte mică, tot fluxul ăsta, fiindcă el îi radial, se împrăște în toate direcțiile. Dar se focalizează pentru că avem nevoie totuși de o rază la final, o rază de electroni foarte îngustă și un care scanează suprafața. Deci se trece printr-o apertură, deci cu plachete, cu o gaură în interior, după care mai departe se focalizează face să fie rotund și se îngustează cu ajutorul lentilor electromagnetice, care totodată se balează pe suprafața probei. Când ajunge la probă, deci proba este plasată aici în cameră, noi o să deschidem acolo și o să plasăm niște materiale, să vedeți cum arată. Deci se lovește fluxul ăsta de electroni de probă, de material, și la interacțiunea electronilor cu materialul apar mai multe efecte. Poate să fie unul dintre ele să emită lumină și se numește efectul ăsta catodoluminescență. Pot să emită electroni împrăștiați și se detectează cu un detector băg scătere de electroni. Poate fi electroni secundari care se emit, poate fi raze X se emit și apoi se detectează, se colectează cu un detector special care poate să ne dea informații despre compoziția chimică a materialului. Deci, fără ca să distrugem materialul, bombardându-l sau scanând cu o rază de electroni, se poate de aflat compoziția chimică ca să cunoaștem ce substanță avem acolo. Pentru microscopie, doar pentru vizualizare, se folosește un detector de electroni secundari care sunt reflectați de la suprafață, doar aproape. Și avem informații despre morfologia suprafeței, cum arată, dar nu despre volum. Iată, aici este camera de lucru. Puteți să veniți mai aproape, sunt diferite. Da. Bine, avem 7 poziții unde putem spune mai mult probe într-un singur,
într-un singur proces. Nu sunt atât de mari, adică dacă, nu știu, în probe de metal sau carbon sau ceva e rocă, de dimensiuni mari, destul de greu să, sau în cazul nostru nu e posibil, sunt microscop, cameră mai mare de lucru și acolo ar fi posibil de pus, dar dezavantajul la acelea este că cât camera este mai mare, cu atât mai mult timp și efort e mai mare de pentru a face video și a menține un video înalt. Aici camera e relativ mică și destul de repede se formează video. Deci, punem iată pe asta de aluminiu sau aici, dacă vreți, scopul pe care se clasează probele, e pur și simplu o bucată de aluminiu care a fost tăiată de astfel de dimensiuni. Am lipit, iată, asta este o bucată de aerogalnit, care probabil ați văzut în slide. Aici este o bucată de hârtie, care este scris cu creionul, deci iată o hârtie A4 pe care scrieți în toată ziua. Și în centru este o probă cu câteva microfire, iată de așa ceva. Astea sunt niște microfire din cupru și din platină, care sunt învelite în sticlă. Dimensiunile lor, deci sticla care este, stratul de sticlă deasupra este aproximativ 2 micrometri, dar diametrul e aproximativ de la 0,5 până la 40 de micrometri. Dacă să luăm firul de păr în mediu, la fiecare dintre noi, are între, nu știu, 30-100 de micrometri, sau se consideră aproximativ 70-80, dacă vreți putem să verificăm, să măsurăm. Și iată, un fir de ăsta este acolo în centru, o să încercăm să focalizăm și să vedem. Deci camera se închide, dacă vă uitați atent, dar trebuie de jos în sus, se vede bine asta. Unde o să vină electronii și detectorul de rază. Nu e ceva specific, e doar un tun. Ok, închidem și o să fie nevoie să vedem camera de lucru. Dintr-un vid se folosesc două pompe. O pompă cu pompă mecanică, deci facem un vid preliminar și apoi o să se videze cu pompa turbomoleculară, unde oferă posibilitatea de a avea un vid mult mai înalt. Eu vă spun la revedere. Noi jos am luat totul sus. Ok, știi atât, da. Știi la revedere. La revedere. Ok. Ce vroiam să vă spun încă referitor la materialele care pot fi investigate. Încă avem electroni, deci electronii interacționează cu materialele. Știți, sunt metale, semimetale sau semiconductori, sunt materiale izolatoare, care nu conduc. Iată, atunci apare o problemă cu microscopie electronică, cu materialele care nu conduc curentul electric. Pentru fluxul de electroni sau raza de electroni când o bombardează cu suprafață, nu are scurgere curentul la pământ. Și acolo se adună, practic, se acumulează sarcina. Și atât sarcina aceea care se acumulează este un efect care încurcă pentru a vizualiza imaginea bine. Se primește atunci când faceți fotografii cu lumină foarte multă. Deci detectorul suprasaturează și practic se vede totul alb. E greu de trebuie de pus câteva filtre când fotografiază în scrisoare sau într-o lumină puternică. Același lucru și cu microscopia electronică, numai că aici noi nu putem pune filtre ca să oprim electronii care se duc spre detector, pentru că noi ne trebuie să investigăm suprafață. Dar putem face alt lucru. Atunci când avem probe care nu sunt conductoare electric, le acoperim cu un strat foarte subțire de material conductor. Aur, spre exemplu, sau carbon, sau alt metal. Dar un strat foarte subțire înseamnă câțiva nanometri. Și o să vă arăt mai târziu un dispozitiv. Care... Ok, încă puțin și se formează vidul.
sunt cunoscute. Și asta e practic toată informația care vine de la microscop, referitor la scară, referitor la tipul de detector care a fost folosit, referitor la dată, referitor la tensiunea aplicată și magnificarea. Și de câte ori a fost parit tetrapoade care sunt goale în interior sau multe microtuburi. Așa, în afară de asta. Asta sunt niște membrane în bază din metrură de galiu, care au fost, iată, avem materialul masiv și aici, în toată regiunea, a fost corodat. A rămas doar o simplă membrană care e foarte subțire și e din cauza că e elastic s-a deformat. Se deformează tot astfel de structuri, calitate de cristal fotonic. Se pot obține prin corodare fotoelectrochimică și pe urmă se poate. Iată, cam așa arată firele care relevă aici, foarte subțiri, în jur de 35 de micrometri în total cu bucata de sticlă și doar metalul, vreo 25 de micrometri. Ați se vede foarte din metalul, miezul din interior și cam așa din afară. Deci, dar ce este de sticlă, e ușor atunci când stai, e fărmicioasă. Practic toată și pentru sau la baza tuturor ciclurilor se începe de la o plachetă de siliciu care trece prin mai multe procese tehnologice, de corodare, depunere a contactelor metalice, depunere a altui tip de conductibilitate, deci conductibilitate cu bază de electroni sau de goluri și așa mai departe. Până când se obțin cicluri foarte mici care se taie. Asta e cum arată o bucată de siliciu șlefuit ca oglinda, puteți să vedeți într-însă. Dacă întoarcem invers, partea aceasta este... Da. Puritate, da. Pentru siliciu de tip P și mai departe nu înțeleg glitter. Sunt japoneză, deci e crescut în Japonia. E crescut cristalul și apoi tăiat pachetă. Se vede camera întrânsă sau nu se vede? Electrici, niște micro-senzuri. Deci sunt contacte interdigitale și care este plasat în fir și se fac măsurări. Asta este safir. Am vrut să vă arăt micromă de galiu. Deja nu mai este cerușul, cerusul. Deci pe o parte la fel este mată, deoarece aici este safir. Și partea a doua este lucioasă. Ceea ce e... Da, este metrură de galiu. Să luăm așa, puțin să vă spun despre siliciu. Siliciu e, deci, nisipul. Abundent, se găsește din destul. Doar că nu e chiar nisip curat, pur și simplu topit și obținut. Sunt mai multe procese tehnologice, dar până la urmă, ideea principală e aceea, ca să obțină cristalul, să obțină din topitură. Deci, să este topitură acolo 1000 și ceva de grade, se pune un ger foarte mic și treptat se ridică în sus și are loc procesul de cristalizare. Și se formează cristalele astea foarte mari, care sunt dimensiuni de doar metrilor. Apoi stai plachetele, iată, de grosimile ceia, câteva sute de micrometri. 300-500 micrometri, staie, se șlefuiesc și se transmit mai departe în producție.
Cu neutronul de galiu, situația e diferită. Fiindcă neutronul de galiu nu se poate de obținut din cotitură cu cele crescute, fiindcă nu funcționează tehnologia în așa mod. Și se obține din fază epitaxială, adică în interacțiunea chimică între amoniac și un compus volatil a galiului. Primetil galiu poate fi, sau galiu clor 3 sau altceva. Și iată, la temperatură înaltă de aproximativ 1000-1100 grade, astea două gaze interacționează și se formează neutronul de galiu care se precipitează și se cristalizează de spor. Deci are nevoie de un substrat pe care să înceapă a crește cristalul. Și atunci un substrat foarte bun pentru asta e safirul. Iată, asta e plachetă de safir, la fel pe parte e imantă. Și dacă întoarcem pe cealaltă parte, e la fel o ceasă. Și deja se poate fi crescut un constrat într-o ridicare. Dar comparativ după dimensiuni, safirul are aici aproape 500 de micrometri și de obicei se cresc straturi de într-o ridicare de 2-3 micrometri, nu mai groasă. Este destul de dificil până la lumină de a obține straturi cu grosime mai înaltă, din motiv că apare un stres între diferite rețele cristaline și apar fisuri materiale. Deci nu este calitativ. Haideți să mergem în alt laborator, unde să vedem despre proprietățile la aerogalnic. Deci interacțiunea cu apa și proprietățile hidrofob și hidrofile. Lucru de urmă. Capacul de motor, de casa, sensul de rețetem și asta se poate fi făcut aici cu balanță. Deci 4 cifre după virgulă sau și grame aici, câte miligrame? Sau la cine vrea? Să atrage doar pe orizontală, putem să suprafața azi, putem să ne putem acolo unde dorim. Dar de la suprafața azi nu se... Dacă am vrea aici, chiar să se ridicăm. Și încă, în momentul acesta, dacă o să luăm o spătură de lichid... Trebuie plătiți? Da, eu vreau un ciornicuț. Pune să vedem ce se întâmplă. Am fericit. Fericit de acolo. Aici? E apă cu termoganat de potasiu. Ăsta care e colorat. Vedeți? Că picătura... fără ca să treacă în interior. În cazul în care îmi face
contract și mai scurt. E la fel asta. Doar să ne cezi timp destul de mult într-o opțiune. Comparativă sau mai mică, cântărește de 15 ore mai mult. Nu înțeleg pe nimic cât cântărea. Da, 22 de gram. Da, asta are 30 de gram. Aici au. Și la fel un... Asta e un dispozitiv care măsoară unghiul de contact cu apa. Deci avem, trebuie să se poate asta. Avem o seringă, un arc, care o să formeze picătură de apă, o să vină scris la fața la probă. De aici avem o sursă de lumină, în partea am pus o cameră care înregistrează. Ele se aliniază toate pe aceeași axă și o să măsurăm umbra, profilul la picătura de apă, ca să primească în final ceva de genul cum e pedesian acolo. Opa! Este. Când s-o facem mai mare. Și mai mare. Deja aici este contactul e jur de 140 grade. Și ele se folosesc proprietatea asta le ajută ca să mențină tot timp curat. Să
stat de aerogarele, acolo pe părul de astăzi, în stadul rostogărească haine de poverite sau impregnate în cărătură materialul ăsta, de acest mare. În cazul în care avem un contract care este legal, de tehnologie de fotolitografie. Fotolitografia e un proces prin care actuatorul a instalat aceea poate de transferat desenul de pe o mască pe suprafața cristalului. Pentru că mai departe se face un proces de corodare în plasmă sau de punere în electrochimic sau chimic sau de punere de metal sau de material. Și atunci, pentru ca să obțină transferul de imagine de pe masca care o avem pentru mai multe utilizări plachetă, se folosește un polimer fotosensibil. Deci, placheta inițială era caracteristică la care tu este pe oglindă, la se plasează, iată, aici pe sub, pe măsuță, apoi avem o mască fotolitografică prin care se iluminează. Deci, inițial, proba era acoperită cu un polimer fotosensibil. Și atât la iluminare, doar unele regiuni o să fie expuse la lumină, altele o să stea înăuntru. Și iată, după câteva perioade de timp, acolo, va fi câteva secunde, 10 secunde, proba se tratează în soluție și doar regiunile care au fost expuse la lumină se corodează. În cazul în care folosim fotorezist pozitiv, dacă folosim fotorezistul negativ, atunci e efectul invers. Ceva din genul acelor fotografii de din cauza asta e nevoie ca să avem aici lumină galbenă, fiindcă fotorezistul e sensibil la lumina componenta ultraviolet și albastră. În cauza asta ne trebuie să o tăiem cât mai mult. Fotografii tot erau roșii, da? Da. Pentru în spatele vostru este aici o instalație de corodare ubicată în plasmă. Deci plasma, stare de existență a materiei de un gaz ionizat. Deci avem, în cazul nostru, argonul sau oxigenul, poate să fie. Deci, și azotul, da. De altfel, nu o să obține. Nu o să obține plasma. Da. Și, deci, se utilizează în mare parte pentru a curăța suprafețele, pentru a activa suprafețele sau pentru chiar a grava, a corodare în procesul de expunere. Ca și se numește reactiv ion etching plasma. În afară de tratament în plasmă, se poate și depus straturi subțiri din oxid de siliciu în insolator. Deci, plasma enhanced chemical vehicle deposition. Deci, putem să corodăm suprafața, putem să depunem straturi subțiri. Acum, pur și simplu, o să pornim, o să vedeți că se schimbă culoarea, doar la plasma de argon. Și încă asta o să dureze puțin până când pornește.
Până atunci putem să vedem cum arată placheta aceasta la microscopul optic. Vedeți aproximativ gradul de integrare a elementelor chip, care, bine, nu corespunde cu ceva tranzistorilor din procesor, pentru că la microscopul optic acolo nu o să vedem, o dimensiune mult mai mici. Iată, cam așa arată, asta e un pad pur și simplu pentru conectare. De culoare albă, deci toate trei intensitatea lor e maximă. Atunci când avem, să luăm rezolvă de culoarea roșie, practic o să fie peste 1. Deci roșu și verde este la maxim, celelalte sunt spese. Dar pentru ca să vedeți mult mai bine, trebuie să vă uitați pe Potențialul spitalului nostru era albastră-grăzării,
Acum, punem un sfat mai jos și vedem dacă se schimbă culoarea. Acum îmi dăm întrebare. Deci mă vedem doar mai deschis de plasmă. Cum să se pune întrebare? Să nu e atât transparent. Da. A fost îndreptește, dar a fost îndreptește. Acum e mai verde. Așa pare și dacă se bună, vedem că vedem deja mai galben. Adică ne ducem în creștere și aici vedem un microscop cel mai puternic, care ne permite vizualizarea structurilor cu rezoluția nanometrică. Dacă vă spun electronic, nu am avut cameră cu lift. Vă spun globile, lift, creăm computerul tehnică fără aderație și vedem cât mai perspective mare. Aici ne vedem microscopul 8. Da? Și într-adevăr, noi avem niște lentile optice și o lentilă mai specială, să vă arăt mai din urmă, care conține ceva mai special. Este o structură care se numește cantilever. Dar asta nu ne influențează atât de mult. Putem ajuta sistemul de fiecare dată când aplicăm un ac nou. Care este metoda cu care putem să obținem atât de mare rezoluție, ne folosim bine? Acum, da, se mișcă peste prăpasă în probii, pentru probă, se mișcă cu niște motoare foarte precise. Și dacă e suprafață limpede, practic o să mișcă greu. Dacă o să avem niște văi și dealuri, o să schimbă înclinarea acestui arc, da? El o să ducă jos și sus. Cu ajutorul unui sistem de laser și fotodetector, putem vedea cum se schimbă frecvența de mișcare, cum se schimbă distanța asta. Putem calcula care este distanța între atom și fotodetectorul. Și distanța asta o să ne dea informație despre starea de suprafață a acestei probe. Adică, dacă cu microscopul optic și microscopul electronic, noi putem studia practic informația 2D, da? Care este suprафаса, dar o vedem de sus. Sau în microscop electronic, noi putem la un rucare să mișcăm proba și atunci noi o să știm, da, într-adevăr, e proba tridimensională, are și înălțime. Aici noi vedem rezultatul și topologiei de sus și vedem și rugozitatea, pentru că zicem, a probei. Adică dacă noi avem niște nanoparticule, o să putem aprecia diametrul lor, înălțime sau să vă arăt niște momente mai specifice. La exemplu de probe care ne-au încălcat. Și aici este un exemplu de cantilever. Cunosc, nu că e poate cea mai mare, dar puteți observa că este o piramidă cu un acușor mai ascuțit.
И тут есть хмара конкретно. Многие думают, что это бара. Мадина, что там тут какой-то лан, кто-то электроник, это бы СМ, есть кара, думаю, кометра. Где кофекари апушора чепта, а рвунжина, да, где бумагадные кометры, кыцаны кометры. Дар, дар есть и фарты, фарты субтили, дорогие, где чебинометры, Зачем фикари практика, фикари у студенты супропаса, где двигаются нанометры, вот такие агенты, диапы, нужно взять спорту ключи с карьеры супропаса. Речку штуру ориентирую оптичек, вот я себе взял у меня, где автоди канцелезер, но здесь
Значит, что у нас там? У нас идет различные регионы микрометра. Что получается, если посуду дрона по сторону микрометра? Și probe sunt de diferite fiale. Ultimele care le subiectează e aerogalit, materialul ăsta de bază în componente atmosferă și mecanică. Și încercăm profesorul cu concoasă. Două fire legate. Acolo se poate de zici că auzi camera neagră că e anume acolo pusă, pentru că în afară de măsurări în aer, care le facem, putem să facem măsurări la temperatură joasă. Adică, punem într-o cameră frigorifică, într-un criostat, se vizează și coborăm temperatura. Deci, este un compresor jos, un schimbător de căldură, avem heliu gazul care se comprimă până la o anumită presiune și apoi se aduce în camera de rupt unde se dilată. Atunci când se dilată, heliu din starea lichid sau aproape lichidă, o să apoază căldură. Heliu lichid are temperatură foarte bază, de bază chiar. Dar când îl aducem la presiune atmosferică, starea gazoasă, deci el o să absorbă căldura și în felul ăsta să răcească starea. Și pornim de lanța principală, asta e sistem de laser. Sistem de laser de impulsuri care ne oferă posibilitatea să avem toate lungimile de unde pe care le dorim din spectrul vizibil. De la ultraviolet, 350 nanometri, mai departe de video de la 400 nanometri de lumina violetă albastră, până la 700 nanometri de lumina roșie și infraroșie. De asemenea, tot știi cineva care e lungimea de undă la culoare verde? Probele diferite și setup-ul de măsurare pot fi anează. Când avem un senzor de lumină sau un senzor, noi vrem să fie foarte rapid. Deci, câteva molecule de gaz sunt și deja se înceapă suie acolo, că de altfel nu se intoxicație. Același lucru cu ultraviolet sau alte de radiații. Apare sursa de lumină sau de radiație și vrem ca senzorul îndată să răspundă, da, să reacționeze și să dea un răspuns cu pieță. Și atunci când el dispare, chiar timpul de răspuns e mai scurt. E real, uite, într-adevăr, gata, nu mai este lumină, e întuneric. E o urmă cu vadă ultraviolet, dar distinge celelalte lungimi de undă, deci e important mai mult sau mai puțin pentru galben sau pentru roșu, dar e, din punct de vedere a securității, e important ultraviolet ca să detectăm. Și tehnic, tehnologic, o dacă mai greu. Problema este că multimateriale, deci nu se comportă așa cum noi am vrea, foarte rapid să crească, atunci când este iluminare, crește curentul sau rezistența sau ceva. Și atunci, după ce se întrerupe iluminarea, se scadă foarte dur. Deci, materialele diferite și situații tot diferite. Sunt care cresc foarte lent, până ajung în nivelul saturației sau nici nu ajung. După ce se oprește sursa de lumină, iar scăderea asta este lentă sau mai rapidă. Și, pe de o parte, este rău sau este greu de utilizat așa materiale în calitate de senzor, dar e foarte bună metoda de a caracteriza, de a studia materiale. Putem să studiem proprietățile fizice ale materialului utilizând lumina. Deci, exercitarea purtătorilor de sarcină în material cu ajutorul luminii. Apoi putem determina.